Dezbină societatea pentru a ajunge sau a se menține la putere făcând promisiuni populiste. Sunt critici în adresa șefului statului Maia Sandu și președintelui PSRM Igor Dodon, făcută de fostul premier Ion Chicu, care în prezent conduce Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Într-o emisiune de la Prime, el a declarat că are obiecții atât față de Sandu, cât și față de Dodon, din cauza că ambii dezbină societatea prin declarații și atacuri. Cel mai mare reproș care pot și unuia și altuia să-l este faptul că ei încearcă să câștige sau dividende politice sau să mențină puterea sau să accedă la putere dezbinând societatea. Fiecare are dușmanii săi în societate și respectiv încearcă să-și loializeze celălalt segment prin cumva critici și atacuri. De asemenea, Ion Chicu a menționat că o cunoaște de mai mult timp pe Maia Sandu, care în opinia lui s-a schimbat când a venit în politică. Am fost și colegi de facultate și chiar am... A, deci vă cunoașteți de mult, doamne Sandu. ...activat o perioadă și la Ministerul Economiei, dacă nu greșesc. De la o etapă oarecare, doamna președinte a devenit strict politician, foarte repede s-a transformat în politician și a uitat despre tehnocrație. Eu mi-amintesc foarte bine ce poziție avea dumneavoastră prin 2007-2008, cât lucra la Banca Mondială, de exemplu, la oficiul Băncii Mondiale. Foarte exigentă, nu tolera populism. Fostul premier spune că populismul este caracteristic și lui Igor Dodon. Exact așa pot să spun și despre alți politicieni, inclusiv și despre domnul Dodon, mai ales dacă văd evoluția dumnealui din noiembrie încoace. Dumnealui, da, este politician, are strategii electorale, așa ca și orice politician, dar eu am fost categoric împotriva proiectelor care au fost promovate în decembrie. Fostul premier a criticat și anterior mai multe proiecte de lege aprobate la sfârșitul anului trecut de PSRM și Platforma pentru Moldova, din care face parte și fracțiunea partidului Șor. Printre aceste inițiative se numără și anularea așa zisei legea miliardului, abrogarea deciziei de a transmite terenul stadionului Republican către Ambasada Statelor Unite, dar și modificări la legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Șefa Serviciului de Presă al PSRM, Carmen Asterpu, a declarat că formațiunea și liderul acesteia, Igor Dodon, nu vor comenta declarațiile lui Chicu. Și consilierul prezidențial pe comunicare, Sorina Ștefârță, a spus că șeful statului nu comentează aceste afirmații.